Lucrările de amenajare a spațiului verde de pe malul Beghei se află foarte aproape de finalizare. În această săptămână, membrii echipei Horticultura S.A. au plantat 20 de carpeni, 260 de plante perene și arbuști și au montat mesele de ping-pong. Primăria municipiului Timișoara transformă un hectar în zonă verde, de sport, de evenimente, de relaxare. Primele plante înfloresc, iar gazonul semănat începe să crească. În curând, timișorenii se vor putea bucura de noua mini-pădure urbană din centrul orașului.